Stimați telespectatori, bună ziua și bun găsit la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghibi. Sunt Adrian Simeon, astăzi suntem la cabinetul parlamentar al Partidului Național Liberal, mai precis al doamnei deputat Carmen Hărău, care îi spuneam bună ziua, doamna deputat, și bun venit în emisiunea Fotoliul cu Ghibi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Tare de mult nu ne-am văzut, domnul Simeon. Foarte de mult nu ne-am văzut, doamna Carmen, dar eu aș zice să trecem direct în subiect. Nu ne-am văzut, dar eu v-am urmărit activitatea. Vă mulțumesc că faceți asta, da. Chiar am unele întrebări vis-a-vis de ea. Pentru asta v-am și solicitat să aveți amabilitatea de a... Am văzut, ca să fiu sinceră, câteva din intervențiile, dintre intervențiile dumneavoastră, deci semnate Adrian Simeon în presa locală. Vă mulțumesc frumos că sunteți interesat. Bun. Acum, e normal să avem și astfel de articole în presă în care să informăm până la urmă ce fac oamenii pe care noi i-am votat și i-am trimis într-un anume loc, un anumit scop, și anume scopul de a ne reprezenta interesele. Eu vreau să vă întreb altceva, doamna Carmen, de asta am propus să intrăm direct în subiect, și anume, în mediul online, se spune că sunteți o femeie foarte bogată. Doamne, ce nevoie aveți noastră să fiți deputat, dacă sunteți atât de bogată pe cât se spune? Deputatul, salariul, nu știu exact cât e salariul de deputat, să vă duceți așa cum dumneavoastră ne spuneți nouă pe Facebook, că mergeți cu trenul la București, nici măcar cu mașina, să dormiți în vagonul de dormit, sau nici măcar să dormiți, să mergeți la o anumită clasă. Lăsați-mă să-mi termin întrebarea, vă rog. Păi, sunt mai multe întrebări deja, deci asta... Dar dumneavoastră, având o capacitate de reținere, sunt convins că le veți reține și veți răspunde punctual la fiecare. Ce nevoie aveți, doamnă, să fiți deputat, dacă aveți acces? Bun, haideți că ați început așa cu un lucru, o afirmație. Sunt un om bogat. Să știți că sunt un om relativ bogat. Bogat față de alții, sărac față de cei, de o anumită categorie. Iar în legătură cu această definiție, ce înseamnă aceea a fi un om bogat, să știți că am găsit un răspuns la întrebarea asta, un răspuns foarte inteligent pe care mi l-am însușit de atunci, în momentul în care l-am auzit. Ciriac, domnul Ioan Ciriac, spune așa: ești un om bogat în momentul în care îți poți permite să intri într-un restaurant, orice restaurant de pe Mafabon, și primul lucru pe care îl faci când ai intrat în restaurant, pe ce te-ai așezat la masă, nu este aceea de să iei meniul și să te uiți să vezi dacă îți poți plăti nota de plată. Și să știți că răspunsul acesta este foarte inteligent. Adică, îți poți permite să intri într-un restaurant, asta înseamnă deja un anumit nivel de trai. Îți poți permite să intri în orice restaurant, asta înseamnă un nivel de trai destul de consistent, și dacă nu ești stresat în legătură cu nota de plată, înseamnă că ești în posesia unor sume corespunzătoare achitării ei. Deci nu ai acest stres. După definiția lui Ioan Ciriac, să știți că da, eu sunt un om bogat. Ceea ce este un lucru demn de subliniat în contextul acesta, și cu asta o să termin, am intrat în politică fiind un om bogat. Am intrat în politică după activitate în mediul privat, pe propriul buzunar, plătind sau câștigând, funcție de munca mea, funcție de inspirația mea, funcție de managementul pe care am reușit să-l dezvolt, și n-am făcut bani folosindu-mă de politică. Eu nu am spus asta. Dar nici nu v-am spus că spuneți asta, dar vreau să fac eu această precizare. Deci am intrat în politică fiind un om bogat. Bun. Acum, vis-a-vis de statutul meu de parlamentar, domnule Adrian Simeon, pe mine m-a nemulțumit și m-a intrigat solicitarea PSD Bunăoară, care spune tinerilor: haideți în politică. Veniți în politică să vă faceți un viitor. Eu cred că e cazul să intri în politică atunci când îți stăpânești cel puțin prezentul. A intra în politică, să-ți faci viitor, un viitor în politică, este exact ceea ce s-a întâmplat 10 de ani în România, și acesta este, după părerea mea, unul dintre motivele pentru care țara asta a mers înapoi caracul. Deci, fiind un om bogat, cu statut material consistent,
am considerat în 2012 că îmi pot permite să pun deoparte în contul acestei colectivități care practic mi-a oferit și m-a construit în sensul a ceea ce eu sunt, cu totul și cu totul special, m-a construit, pot să pun la dispoziția comunității. Din filantropie, mă întrebați, că urmează întrebarea, așa că nu mă puneți noastră, mă pun cei care sunt de la noi dincolo de sticlă. Da. Nu, domnul Adrian, din cel mai pur interes posibil, dacă orașul acesta, că eu sunt până una alta, un parlamentar ales în Colegiul Hunedoara, da? În locul în care m-am născut, se dărâmă peste noi și era pe punctul să se dărâme peste noi, ne prinde pe toți sub dărâmături. Lucru absolut inacceptabil. Îmi doresc ca acest oraș să trăiască decent, copiii mei, fica mea care e medic și ginerele meu economist care au venit, s-au întors acasă, și nepoțica mea care are un an. Îmi doresc ca în orașul acesta să se întoarcă cealaltă fica mea de ani de zile, de mai bine de 6 ani, prin cele țări străine, nemulțumită de sistemul românesc, iar pentru asta trebuie să muncesc. Eu, cea care îmi pot permite să muncesc, pentru că nu depinde salariul acela situat între 40 și 50 de milioane, când am luat mai puțin, am luat 42 de milioane, parcă când am luat 4.200 de lei. Da, da, deci e vorba de banii vechi. 4.200 de lei. Când am luat bani mai mulți, am luat 4.900 și să știți, dragi telespectatori, că n-am luat bani mai puțin, fiindcă anchiulică nu chiulesc de la servici, atunci când nu figurez în votul, la votul electronic în plen, înseamnă că am altă treabă. Ori sunt în teritoriu cu ceva probleme imposibil de amânat, ori sunt în ministere cu discuții care privesc colegiul și județul, mă rog, ori fac altceva. Deci n-am absențe nemotivate de la parlament. Aș vrea să punctăm un pic afirmația asta pe care spuneați dumneavoastră că a făcut-o PSD-ul la un moment dat, și anume, veniți în politică ca să vă faceți un viitor. Aș comenta-o întrebându-vă dumneavoastră, înțelegeți ca și când, adică vină tu în politică frumos ca să-ți faci un viitor, să-ți fie ție bine, nu celor care te vor vota pe parcurs. Eu n-am o interpretare. Eu înțeleg pur și simplu ce spune textul. Haide, și apropo de asta, să știți că am văzut un comentariu pe tema asta făcut de domnul Sturzu, fostul șef PSD, TSD, cu șeful tineretului, tineretului România. Da, el a plecat de acolo. Colegul meu deputat, l-am văzut făcând un comentariu pe această temă și era și el la fel de nemulțumit. Adică, până la urmă, e problema domnilor lor, nu e problema mea, strategia politică a PSD, nici gând și poveste. N-a fost niciodată în pofida speculațiilor. Dar nu mi se pare corect. Și m-ați întrebat de ce acum. Și în legătură cu călătoriile. Da, călătoresc cu trenul. Și călătoresc cu trenul, cel mai adesea călătoresc cu trenul, pentru că acesta este cel mai confortabil și mai eficient mod de a călători pe care l-am identificat. Dacă plec cu mașina, aș avea nevoie de șofer. Șoferul înseamnă, e o persoană pe care trebuie să o cazez, să ai grijă să mănânce. E o grijă în plus. Plus faptul că o femeie care pornește la drum cu un șofer resimte un oarecare disconfort. E firesc. Probabil că și șoferul este pus în situația de a se simți oarecumva disconfortabil. În ceea ce privește avionul, ca să ajung la avion trebuie să plec 3-4 ore mai devreme, cu vreo 4 ore mai devreme decât ora plecării avionului, indiferent că pleacă din Cluj sau din Timișoara. Da? Cele mai apropiate aeroporturi practicabile. Sibiu nu mai funcționează. Plus o oră zborul cu avionul, plus 40 de minute, o oră până la Parlament de la aeroport, cam tot acolo ajung. Și pe urmă, știți cum, este o chestiune de eficiență, că mai picotesc câte un pic și așa reușesc să fac două lucruri în același timp, dorm și călătoresc. Și nu-mi fură călătoria din timpul de lucru, care e foarte, foarte strâmb, foarte strâmb. Doamna Carmen, dumneavoastră, ca și un politic, din punctul meu de vedere, nu sunteți un om politic controversat.
dar sunteți un om politic atacat. Frecvent. Cel mai mult în mediul online. Ce părere aveți noastră despre aceste atacuri, dar în mod special de acea lege a defăimării lui Dragnea, da, care pe dumneavoastră poate că vor avantaja? Să știți că e foarte tentant. Când ești un politic și când ești taxat la grămadă cu toți cei care, în legătură cu care sunt motive să fie taxat și știi precis că ești nedreptățit, este foarte tentant să te gândești că la un moment dat poate să apară un text de lege care tanșul acesta care vorbește, scrie acolo cum îl taie capul și sub identitate falsă, dar mă rog, conturile se pot identifica funcție de ID-ul calculatorului. IP-ul, da, IP-ul calculatorului, deci nu e așa o problemă complicată. Asta e foarte, ar putea fi foarte tentant să te gândești că spune el așa, folosește el un invectiv la adresa ta și să știți că am avut parte de niște epitete absolut stupefiate și nu-i deloc plăcut, pentru că zeci de ani despre mine s-a vorbit cu respect. Ei, apare cineva cu identitate falsă sau, mă rog, asumată și începe să folosească la grămadă tot felul de invective. Nu-i deloc plăcut. Și poate fi tentat. Și să știți că am analizat foarte serios legea lui Dragnea. Legea împotriva defăimării. N-am să votez așa ceva. N-am să votez așa ceva. Nu pot să votez așa ceva. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care, uite, o să vă dau un exemplu concret. Vin acum, după o perioadă destul de consistent așa de lucru, am lucrat pe calculator și am intrat la sfârșitul acestei perioade de lucru pe legea. Avem în lucru acum, în comisii, niște texte de lege la care țin în mod special, adopție și mai departe. Vom foarte bine despre ele, exact. Și am intrat să văd ce se mai întâmplă pe Facebook. Și pe Facebook, la contul de deputatul, pe pagina deputatul Carme Hărău, nu pe contul personal, un domn care sistematic toacă sistematic, un domn care mă antipatizează, se numește Gheorghe Nițescu, din Deva parcă, dar nu fac mâna foc. În sfârșit, domnul Gheorghe Nițescu pune o postare de felul doamna deputat care la lansarea candidaților a vorbit despre oameni care n-au scrupul, da, DNA-ul să se ocupe de scrupule, face referire la faptul că există carențe în folosirea limbii române, așa. Eu am intrat cu o replică politicoasă și l-am anunțat pe domnul Nițescu că acest substantiv scrupul nu e defectiv de număr. Cum ar fi bună oară, nu știu, zori sau icre. Nu e defectiv de număr. A nu avea niciun scrupul sau a avea scrupul este corect din punct de vedere gramatical. N-are absolut niciun fel de problemă. A apărut undeva în mass media o ziaristă pe care am interior o respect, supărată, mă rog, într-o tonă proastă și nedocumentându-se corect, i s-a părut ei că scrupul este, a nu avea scrupul sau a folosi acest substantiv la singular, este o greșeală. Nu e o greșeală. Nu e deloc o greșeală. Dexul stă dovadă. Da? Deci cine caută în text vede lucrul acesta. Mă rog, dar dacă folosești. Bun, și dacă ar fi fost o greșeală, dar aceasta este o prima Nu. Deci un parlamentar este dator față de sine și față de nație să știe limba română. Iar eu sunt unul dintre parlamentarii care are pretenția că știe, deci unul dintre parlamentarii care își poate permite să aibă pretenția să afirme că știe, stăpânește bine limba română, scris, citit. Da? Scris, exprimare, citit în toate fazele ei. Da, domnul nu se oprește aici. Domnul vorbește mai departe despre faptul că până în alegeri, DNA-ul o să aibă el grijă să întrebe pe toți cei de pe acolo, politicieni, adică în legătură cu au sau n-au scrupule și așa. Știți, dacă s-ar vota legea lui Dragnea, ce s-ar întâmpla? Domnul acesta, care întâmplător are și identitatea asumată, ar trebui să scoată instant din buzunar pentru defăimare defăimarea deputatului Hărău, care face parte din grupul
social, profesional, al politicienilor, dintre cei care erau acolo pe scenă, da, da, să scoată din buzunar domnia sa într-o primă față, 1000 de ron. Scurt și fără niciun minim, fel de... Minim. Amendament minim. Că dacă recidivează, lucrurile se purcă și mai tare. Deci, atenție, fără dat de judecată domnul Nițescu, lucru fără care... Fără să mai tergiversăm. Scurt, imputație, plată și... Ciocul. Deci, repetăm, asta în cazul în care ar fi votată legea lui Dragnea. Ei, că este domnul... Votată, promulgată... Domnul Nițescu sau, mă rog, în sfârșit, alți domni, da, mai mulți sau mai puțin interesați, este abuziv în legătură cu opinia asta. Că s-a făcut un sport național din a fi amenințat că gata, vine DNA-ul și intri în pușcărie când ești și un om bogat, cu atât mai mare este tentația, domne, nu se poate. Dar să știți că e vorba de o minoritate subțire tare, deci vorba ce mă privește pe mine, nu sunt mai mult de 20 de contestatari din ăștia sistematic în online. Dar faptul că unii abuzează, faptul că unii profită de o lege destul de laxă, insulta și calomnia, nu sunt incriminate penal. Nu mai sunt incriminate penal și eu cred că acesta este un lucru foarte bun în sensul a ceea ce vorbeam mai înainte, dar șantajul, da. Și foarte multe dintre cazurile de atac consistent, mai cu seamă după laude la fel de consistente, problema este asta. Plătești? Încercați să-mi spuneți că ați fost șantajată? Da, nu încerc sau să că vă spun. Sunteți șantajată? Deci nu încerc să vă spun. Vă spun direct și fără niciun fel de așa, da, mai mult sau mai puțin direct, dar de câteva ori chiar direct, mi s-a pus în vedere faptul că pentru a avea o imagine bună, în sensul că de a nu avea o imagine proastă, atenție, deci oamenii cu pricina nu pun problema plătește-mă ca să te laud, pun problema plătește-mă ca să nu te desfințez. Cu afirmații de felul, dacă nu plătești, până în 2016, vă voi face franjul, doamna, ia ghiciște, nu cariera politică, pentru că oamenii cu cine știau că nu sunt foarte interesată de nu știu ce cariera politică fulminantă. Eu vreau, am venit în politică să fac treabă, nu carieră. Și altceva, un lucru la care țin cu tot din adinsul, reputația pentru care ați muncit 10 de ani. Îmi spuneți că ați fost șantajată, dar sunteți șantajabilă? Nu, că de asta vedeți dumneavoastră ce vedeți pe Facebook și mai spun ceva. N-am intrat în politică să-mi plătesc locul în politică cu astfel de preț. Știți, nu mă interesează să fac astfel de trocuri. Nu plătesc ca să nu fiu criticată. Nu plătesc ca să nu fiu criticată. Și vreau să vă spun un lucru. Am ales să procedez. Adică este... Am confirmarea faptului că am procedat corect și cu ultimele sondaje care s-au făcut în cercetări sociologice, care dau o cotă zdrobitoare de încredere în parlamentarul Bunedoenilor. Deci nu prind. Am marele noroc că m-am născut aici, că am muncit aici 10 de ani, că am cunoscut o grămadă de oameni, că m-au cunoscut o mulțime de oameni, că au avut direct de-a face cu mine și mizerile astea nu prind. Dar încă o dată vă spun, este supărător, am avut o primă perioadă în care chiar am fost destul de afectată. Deci pot să spun că am fost la un moment dat foarte afectată. Și pe urmă mi-am dat seama că asta este, câtă vreme refuz să plătesc factura. Factură de tipul acesta, câtă vreme. Eu n-am intrat în politică să am în jurul meu o structură de cotonocit adversari, de niciun fel și nicio culoare. N-am făcut asta. Vedeți, uite, asta iar un lucru, faptul că am reușit să trăiesc destul și că am trăit în zona asta, cea mai mare parte a timpului. Domnul Simeon, am un săptămânal vechi în piață, de vreo 14 ani. Replica. Acest săptămânal a rulat, ca să zic așa, destul de mulți jurnaliști. Din acest motiv, sunt destul de cunoscută în lumea presei, dinainte de a fi politician.
Să știți că în zona economică, războaiele sunt la fel de abice ca în zona politică. Niciun jurnalist cu care eu m-am putea face vreodată n-a avut în legătură cu mine sau din partea mea vreo solicitare de a denigra pe drept sau pe nedrept un concurent. Este, dacă vreți, deontologie personală. Nu fac așa ceva și nu accept să intru într-un joc care, după părerea mea, are o doză de infracționalitate. Și vă mai spun un lucru. Dacă politicienii s-ar fi dezmiticit în momentul în care au văzut că e posibil la nivelul primului ministru Năstase, da, să intri în pușcărie cu condamnare definitivă, probabil că DNA-ul ar avea mai mult timp liber și n-ar avea nevoie de suplimentare de personal. Faptul că Năstase a fost condamnat și a intrat în pușcărie ar fi trebuit să fie pentru foarte multă vreme semnalul că, opa, ceva se întâmplă și nu mai este cum a fost. Ei, acum domnul Neaconescu este în închisoare pe o speță și nu doar el, am înțeles că mai sunt acolo niște oameni din echipa lui, pe o speță clară de șantaj media, că el însemna într-adevăr media, ce aici online nu e neapărat media, dar de șantaj de tipul acesta. Să nu vă imaginați dumneavoastră că și dacă Hărău nu depune plângere, fiindcă n-am depus o plângere în viața mea împotriva cuiva, nu sunt oameni care se autosesizează. Și să nu vă imaginați dumneavoastră că această ordine, această curățenie care s-a început din zona politică, administrativă și așa mai departe, și e bine că s-a început, fiindcă s-a furat în țara asta dincolo de orice limită, nu va ajunge cu curățenia și în zona asta. Deci nu e regulă ce se întâmplă, chiar nu e regulă, dar există metode legiferate care se referă la insultă, calumnie cu daune în civil, care se referă, când e vorba de companii care au de suferit prejudicii acolo, Așa. Deci există, de exemplu, speța asta incriminată, șantaj. În momentul în care se face probatoriu pe așa ceva, domnul acela este clar în aer și pedepsele sunt foarte mari. Deci dacă se ajunge la dovedea așa, deci există metode legiferate care te pot apăra la un moment dat, oricine ai fi, de orice fel de atac de felul acesta. Cu toate acestea nu ai să faci, cereșele se coc în mai, niciodată în februarie. Da? Am înțeles. Dar să votezi legea lui Dragnea. Este un text de lege care, deși îți creează aparența și, să zic așa, ți-ar crea un pic de liniște, oarecare liniște, asta e liniștea care nu-mi place, e o liniște care nu-mi place pentru că se poate abuza. Eu am fost în piața universității. E drept că n-am fost în piața universității la Revoluție, am fost în piața universității cu bulină, cu golan în piept. Da? 90 aveam 30 de ani. Eu știu ce s-a întâmplat atunci. Am amintit destul de bine structurat. Știu ce s-a întâmplat și înainte de 90. Nu-mi pot permite politician român fiind să las să treacă porcăria asta pe care vrea să o facă PSD-ul. Cu Dragnea în frunte. Deci nu voi vota așa ceva. Cu niciun chip. Au încercat ei acum să o spele și să-i spună nu legea defăimării, să-i zică legea toleranței. Nu se poate. Adică știm citi. Până acum, din punctul meu de vedere, cred că și dublează alte legi. Nu, știți ce face? Nu. Știți ce face? Lasă că dublează legile. Da, le dublează. Știți ce face? Oferă un mecanism de acțiune instant. Punct ochit, punct lovit. Plătește estimabile că ți-ai permis să defăimezi. Ori, nu e un lucru de făcut. Acesta nu e un lucru. V-am spus. Cazul domnului Nițescu, cu care m-am confruntat astăzi am un... Am așa stea liniștit domnul Nițescu, că nu e cazul. da. Și să stea liniștit domnul Nițescu, că... Și alții deocamdată. Nu, că nu voi vota legea lui Dragnea și nu-mi imaginez că alte structuri politice din Parlament o vor face. Ar fi un abuz fără magie. Carmen, hello, stimați telespectatori.
deputata Hunedoranilor este invitată la fotoliul cu ghimpi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, Rămânescu. Iată-ne, estimați respectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliul cu ghimpi. Invitata noastră de astăzi este deputata Hunedoranilor, doamna Carmen Harău. Aș vrea să dăm, dacă se poate, emisiunii un ritm și mai alert, pentru că am intrat pe final de emisiune, nu că n-ar fi fost alert până acum. Și vreau să vă întreb, doamna Carmen, vine campania electorală, da? Cum o vedeți dumneavoastră? Vedeți o campanie electorală murdară? A început campania electorală deja, din punctul nostru de vedere? Știți, din punctul meu de vedere, ca deputat de Hunedoara, eu sunt în campanie electorală de 4 ani. Adică de la din 1 ianuarie 2013. În jurul datei acesteia am început să mă gândesc că sunt parlamentar, pentru că în 10 decembrie câștigam alegerile cu un scor covârșitor și cu mulțime de voturi, cum n-au înregistrat niciodată în orașul ăsta nici listă. Și din 1 ianuarie 2013 nu fac altceva decât să am ochii pe oraș și pe programul cu care am câștigat alegerile. Am aici pliantul meu. Vreau să vă spun că am un exemplar din acest pliant. De ce ar trebui să vă mai voteze vânătoare? Știți cum este cu asta cu votatul? Până la urmă, nu asta mă interesează. Deci eu stau cu ăsta, pliantul, din campania electorală, programul meu politic, la îndemână, îl am în biroul de parlamentar, îl am aici, uite, îl puteți vedea. Îl am, cred că, în 2 sau 3 poșete de... Îl putem vedea? Ia să vedem ce aveți. Uite, nu uite așa ceva. Deci asta este... Așa ceva vezi când deschizi. Aha. Castel. Preocupare pentru castel, zic aici, castelul este al tuturor Hunedoranilor și așa trebuie să rămână. Bun. Voi munci din prima zi de mandat să aduc bani la castel, să îi invit pe toți Hunedoranii pricepuși și interesați, istorici, arheologi, investitori, membrii organizațiilor guvernamentale și ai societății civile, să vină alături de mine pentru a relansa prin turism Hunedoara noastră. Asta este ce am început să fac în 2013. Vizitatorii de la Hunedoara, de la castel, se apropie de 300.000. Din fericire, după vreun an, un an și un pic de tatonări, la castel există o echipă formidabilă care se ocupă de castel. Mă refer la domnul Costin, domnul director, domnul Bera. Sunt acolo o echipă extraordinară pe problema asta. În plus față de asta, primăria, primarul și echipa domniei sale face tot ce trebuie în legătură cu promovarea castelului. 2013 a fost un an mai complicat, un an în care a fost nevoie de deputatul Hunedoranilor la București, pe relație și cu sprijinul ministrului de atunci al turismului, care am captat atenția. Asta este, ca să zic așa, un lucru aproape rezolvat, mai ales că... Asta vreau să vă întreb, doamna Carmen. Este acel client o carte de vizită a noastră și în proporție de cât la sută ați reușit să duceți la... Eu nu am apucat să fac, să fac procente. Deci, în momentul în care ajungi în Parlament, în mod inevitabil apar și alte priorități. Îți dai seama că Hunedoranii tăi și, mă rog, românii au nevoie și de alte lucruri. Dar eu vă asigur că mă voi prezenta la finele mandatului cu sau fără solicitare de renoire a mandatului, cu problema asta rezolvată în fața Hunedoranilor. Castelul, fiți sigur, castelul este potențat, cum bine știți, și de câțiva investitori. Interesant este că sunt locali care încep să investească în turism. Tonul l-am dat noi, grupul de firme, unde sunt acționar, au început să apară și alte solicitări, oameni de afaceri care capacitați de încrederea pe care eu am dovedit-o, vor să construiască clădiri frumoase în Hunedoara. Este următorul pas și în momentul acesta cred cu tărie că odată bifate programele
de finanțare, investițiile pe programele de finanțare, pe programul de finanțare 2014-2020, îndată ce ghidurile vor apărea, vom putea avea un oraș turistic. Cred din tot sufletul lucrul acesta și muncesc din răsputeri pentru acest obiectiv. Doamna Carmen, aș vrea să vorbim în această emisiune și despre câteva proiecte de legi aflate în Parlament. Unele dintre ele susținută de către dumneavoastră. Da, este. Și aș vrea să încep cu legea cotelor de gen pentru reprezentativitatea în politică. Da, 30% cote de gen. Ceea ce înseamnă că pe fiecare listă de candidați, deci toate listele care se vor duce la autoritatea electorală, vor avea 30% gen, nu neapărat feminin și masculin, da? Aceasta este o baremă limită, fără de care listele nu vor fi primite de către autoritatea electorală. Deci minim 30% un anumit exact. Gen. Este inițiativa. Sau unul dintre genuri. Este inițiativă liberală la care, spre onoarea lor, s-au raliat. Eu am făcut un apel inclusiv la colegii parlamentari din județ, de toate partidele și colegii de la PSD. Ei au anunțat deja faptul că vor susține proiectul acesta de lege. Știți cum? Noi, liberalii, ne-am hotărât să-l dezbrăcăm de culoare politică. Până la urmă, aceasta nu este o problemă liberală. Este o problemă a clasei politice românești. Este o ocazie de primenire a clasei politice românești, invitând în politică femei, pentru că avem o cotă de reprezentare penibil de mică, invitând în politică societate civilă, de ce nu diaspora, încercăm să restartăm clasa politică, inclusiv aducând oameni noi. La nivelul Partidului Național Liberal s-a pus problema cooptării a cel puțin 30% oameni noi, fără funcții, care n-au avut ștate politice înalte, deci n-au figurat în structuri politice avansate. Există, cum bine știți, un decalog de integritate, mult discutat, mult contestat. Nu vreau să discutăm aici despre dar, acest decalog. Dar ceea ce este important, demn de reținut și vă asigur din tot sufletul că așa este, la nivelul Partidului Național Liberal, există o preocupare foarte serioasă să fim mai buni, să fim mai onești, să fim mai profesioniști, să dezbrăcăm administrația de conotația politică, să încercăm să aducem lângă noi pe programele liberale, care sunt programe progresiste peste tot în lume, politica de dreapta e progresistă, politica de stânga e conservatoare. Am tot respectul pentru politica de stânga, am mulți prieteni în PSD, am un istoric PSD-ist, cum bine știți, mai degrabă informal decât formal, însă, la momentul acesta, România nu are nevoie de politică de tip conservator, că nu avem a conservat nici sărăcia, nici umilința, nici degringolada, nici dezordinea, ci avem nevoie de politici de dreapta. Lângă politicile de dreapta, lângă politicile liberale, intenționăm și se vor face mari eforturi în sensul acesta să aducem oameni cât mai pregătiți, cât mai onești, profesioniști, adică, dacă se poate și revin la începutul emisiunii noastre, să aducem oameni care sunt capabili să-și rezolve, ca să zic așa, viitorul, fără să se folosească de politică. Vă mai spun ceva asta ca o confesiune, dacă vreți, și ca un sfat pentru cei care se uită acum la noi. La modul la care se pune acum problema în politică, vis-a-vis de ceea ce înseamnă ofensiva organelor de stat. Trebuie să nu fii întreg la minte, să-ți imaginezi că te intri în politică sau te duci în continuare în politică încercând să faci, să te căpătuiești. Că dacă te căpătuiești, înseamnă că ești obligatoriu în situația de a comite infracțiuni. Nu e un lucru de făcut și sunt convinsă că oamenii care vor să facă politică în continuare sau să înceapă să facă politică, se gândesc serios la treaba asta. Cred că am coborât ca nivel de trai național atât de jos, încât
orice bâlbâială, orice, orice compromis cu calitatea oamenilor care merg acolo poate arunca societatea românească în aer. Și nu ne putem permite așa ceva. Era politica românească până acum sau este în continuare politica românească misogină? Știți cum, vorbiți cu cineva care are o experiență personală ușor diferită și nu doar din punctul acesta de vedere de față de femeile politician. Eu vin dintr-o zonă în care, stimate domn, te promovează ceva, de regulă lucru pe care îl faci. Deci, vă reamintesc că am discutat într-o emisiune anterioară lucrul acesta. Noi am lucrat foarte mult cu multinaționale, foarte mult cu multinaționale, cu totul și cu totul accidental în zona publică. Zona publică însemnând din 2006 contractul acesta cu Măturat și Zona Verde la primărie, care este atât de atât de utilizat în atacuri. Este un fleac de contract pe care mă tot străduiesc să-l cedez primăriei contractul ăsta de concesiune, dar cum bine știți, îndată ce operatorul de gunoi menajer i-a expirat contractul, au început să fie probleme cu groapa de gunoi, primăria ar prelua greu și asta. Cei de la firma despre care vorbesc, care în 2006 a început să facă această afacere, sunt și într-o încurcătură și mai mare, pentru că în mod absolut firesc, primăria, colectivul de la primărie a hotărât că dacă tot există disponibilități financiare în sensul acesta, să rezolve întâi și să pună la punct foarte serios pavimentele, trotuarele, străzile, să le repare corespunzător și abia apoi să se intereseze de spațiile verzi. Este absolut firesc, nu te-a pus să faci gazon când trotuarul urmează să fie reparat. Ăsta e motivul pentru care spațiile verzi în ultimii ani arată un pic mai neîngrijite, ca să zic așa, față de perioada anterioară, când ceilalți primari, neavând disponibilitate financiară pentru trotuare și așa, au făcut măcar zonele verzi. Primarul, actualul primar, acționează așa cum trebuie să acționeze un gospodar. A redus foarte serios cifra de afaceri cu firma care rezolvă astfel de probleme cu Proser, pentru că are alte priorități. Ei, în momentul în care vor fi rezolvate problemele gospodărești, așa, trotuarele, și probabil că va fi de lucru pe zonă verde și hunedorenii vor fi mândri de orașul lor, pentru că un oraș frumos trebuie să arate, să aibă flori, un oraș frumos trebuie să aibă gazon, un oraș frumos trebuie să arate, să placă ochiului atunci când... Bun, dar sunt probleme acum cu gunoaiele, cu groapa de gunoi. Primăria nu e pregătită să lucreze, să preia și contractele de concesiune ale lui Proser, cel puțin deocamdată. Ei, dar negociind cu multinaționale, negociind până la urmă cu persoane fizice pentru care grupul nostru de firmă a făcut mobilă, deci negociind mai ales în mediul privat, eu am învățat că dacă îți faci treaba bine și lucrul îți faci produs de calitate, serviciu de calitate, nu te poate da la o parte cineva, oricât ar fi el de misogin, chiar dacă e bărbat. Deci, în lumea economiei private, misoginismul nu merge, domnule. Acolo te promovează lucru, de regulă lucru bine făcut, ceva, adică nu te promovează cineva. E, în politică, am băgat eu de seamă îndată ce mi-am lăsat vechiul job la o parte și am început să mă ocup de altfel de probleme, este într-adevăr nevoie de un text de lege, este într-adevăr nevoie de susținere publică, pentru că da, politica românească și politica în general este misogină. Părerea mea este că nu va rămâne multă vreme misogină, dar ea se va schimba doar în măsura în care, sau s-ar schimba și fără text de lege, dar doar în măsura în care ea devine dintr-un loc în care se comandă, un loc în care se slujește. Iar politica trebuie să suporte astfel de transformare dacă vrem să ne revenim, că lumea asta a luat o raznă. Polarizarea socială este gigantică. Lucrurile nu merg bine, nu doar în România. Lucrurile nu merg bine în lume. Sărăcia a ajuns lângă Buckingham Palace, pe Champs-Élysées și pe Wall Street. Deci a părăsit, adică s-a extins din zona
Centrafrica, Africii centrale sau din zona asiatică. Da? Nu e în regulă ce se întâmplă în lume. Și politica începe să se modifice. Uitați-vă și dumneavoastră, țările nordice sunt cele care au reacționat foarte bine cu social-democrații foarte consistente, construite după perioade de liberalism autentic, care a sanat societatea lor. Sunt femei multe în politică, în foarte multe locuri din lume unde lucrurile merg mai bine. Și da, e nevoie de un text de lege pentru a urgenta lucrul acesta. Și îl susțin din tot sufletul. Mă bucur că am văzut intervenții ale colegelor din Parlament, inclusiv din județ, a doamnei parlamentar de PSD, și suntem pe drumul bun. Legea prevenției în sănătate, doamna Rău, legea care prevenției... ridică, iată, în spațiu public o... Da, este, de știți cum, termenul care îmi trece acum prin minte nu este tocmai academic în legătură cu ce fac colegii noștri de la PSD în legătură cu această lege. Dar uite că am găsit între timp și un termen academic, este o diversiune menită să abată atenția de la una dintre preocupările noastre esențiale, preocuparea liberalilor pentru sănătatea populației. Noi avem campanii susținute de acum pe parcursul mai multor ani, PNL are grijă de sănătatea ta sau sănătatea ta contează. La nivelul Organizației Femeilor Liberale din județul Hunedoara vă informez că s-au făcut în toamnă, luna octombrie, care este luna luptei împotriva cancerului la sân, cu titlu gratuit 500 de ecografii mamare, unde din păcate sau din fericire s-au descoperit 8 probleme. 464, de fapt, dintre doamnele care au luat cupon, au primit ca cupon, s-au prezentat la control. Domnule, lipsa prevenției în sănătate în România are consecințe dramatice. Acum, e foarte adevărat că legea este perfectibilă, că de-aia este în dezbatere publică. Personal, la momentul la care sunt unul dintre cei care a lucrat pe textul acesta de lege, personal am avut câteva probleme anticipând un anumit impact public legat de înființarea unei agenții de prevenție în sănătate. Dar agenția asta de prevenție în sănătate ar trebui ca telespectatorii dumneavoastră să știe, nu este un organism nou creat, ci este creat în cadrul Ministerului de Sănătate, adunând banii și personalul din toate celelalte structuri și 5 la număr care se ocupă de prevenție. Știți povestea aia cu copilul cu mai multe moașe? Ideea a fost aceea de a, ca acest program care a trebuit să cuprindă 10% din banii asiguraților și care ar trebui să meargă, și de ce 10%, care e o sumă destul de importantă, exact pentru ca programul să se poată adresa cetățenilor până în ultimul cătun. Foarte de acord cu observația că nu există la momentul acesta condiții de implementare peste tot, că nu există asigurați, asigurații nu au tot timpul acces la medicul de familie. Dar această lege, la modul la care am conceput-o noi și intenționalitatea ei este exact aceea, ca într-o perioadă de timp să sprijine de-a binelea formarea sistemului. Păi ce facem, domnul Simeon, dacă nu ne mișcăm și nu încercăm să îmbunătățim lucrurile? Stăm jos, murim și ne uităm la ele așa cum sunt. Dumneavoastră vă dați seama, încercăm să-i ducem pe român la doctor la timp, ca să sufere mai puțin, ca să cheltuiască mai puțin, ca să fie vindecați. Vă dați seama, imaginați-vă că am avut câteva situații de felul acesta în jurul meu, ceea ce nu înseamnă că mă duc la doctor, că m-am dus la doctor și că acționez preventiv. Nu acționez preventiv nici eu, și asta nu e un lucru bun. Iar o lege care să aibă inclusiv conotații din asta de determinare, cu stimul sau cu pedeapsă să te duci la doctor, ar fi, vă asigur, binevenită. Prima grijă a unui om care depistează, este diagnosticat cu cancer, știți care este, și aparținătorul lui, să afle în ce stadiu este boala.
Știi ce înseamnă asta de fapt? Înseamnă să afli dacă ai ajuns la timp la doctor, dacă nu cumva ai ajuns la doctor prea târziu. Este dramatic. Îmi aduc aminte că fiica mea, cea mare, care e medic, a lucrat două veri în Germania la spitalul Charité în Berlin, pe un schimb de studenți cu studenții germani, care au venit în România, fiindcă erau interesați să vadă la noi cancere în stadii avansate, că la ei nu văd. Prevenția este mai ieftină. Motiv din care anumite cercuri de interese din industria farmaceutică au o problemă cu legea prevenției. Pentru că prevenția este mai ieftină, se câștigă mai puțin. Toți operatorii care au de-a face cu sistemul sanitar care are componentă importantă de prevenție primesc bani mai puțin. Dar până la urmă asta e problema noastră, să discutim pe români și de cheltuială și de suferință, să redirecționăm banii spre zone necesare și lăsate descoperite, cum ar fi zona rurală. Eu vă spun, prevenția ea în sine este o idee excepțională care pusă bine în pagină cu concursul dumneavoastră, cu concursul societății civile, cu concursul oamenilor de specialitate, că de-aia este în dezbatere publică până la 1 martie, poate constitui realmente o revoluție în sistemul sanitar. Și atunci, de ce îi se pun piedici acestei lege de către colegii de la PSD? De ce o contestă? Păi, știți cum? De 3 ani de zile de când sunt în politică și vă dați seama că am imit în politică direct. Tot ce nu-i direct noi propun, nu e bun. Sau ceva în genul ăsta. Ceva de felul acesta. Deci există un modalitate de asta care a început să se manifeste și aici în Cunedoara, lucru care mă nemulțumește grozav. Pentru că eu am aici un punct în programul meu, programul care am candidat, unde spun așa, uite ce spun aici, spun că voi contribui la consolidarea unui climat politic local fără conflicte și orgolii dăunătoare, zic eu aici. Și să știți că mi-a ieșit, ani de zile mi-a ieșit asta, în care forțele politice, economice, administrative, întreaga societate civilă să constituie echipă unită pentru ca Hunedoara să-și recapete demnitatea. Ei, în momentul în care vezi atacuri nefondate, unul împotriva celuilalt. În momentul în care spitalul municipiului Hunedoara e transformat într-un ring de box politic de către adversari politici care n-au niciun fel de Dumnezeu, care n-au niciun fel de treabă că împrăștie de liniște între pacienți. Dumneavoastră vă dați seama cam ce poate să însemne să fii cardiac și să te gândești că la o adică într-o situație de criză mor cu zile în spital, că nu e cardiologie, cum să nu fie domnule cardiologie? Și sunt cardiologi și sunt cardiologi buni. Sau să ai o fractură și să te gândești că ai citit undeva, ai văzut pe un site că în spitalul de la Hunedoara se moare. Și ăsta e unul dintre cele mai bine cotate spitale din România. Să meargă toară și aceștia care contestă spitalul la domnul Dragnea, că toți sunt din zona politică. Așa la domnul Dragnea, în Telorman, să vadă spitalul în Alexandria. Făcut un PSD-ist, șef PSD-ist, ani de zile acolo, să vadă cum arată un spital PSD-ist. Da? Ei, este frustrant, frustrant de-a dreptul. Și atunci, la nivel PSD, la nivel central, tot cam așa stau lucrurile. Nu că n-am mai face și noi câteodată câte o prostie de genul ăsta, dar din cel ce mai rar facem prostii, deci cel puțin după ce alegerile prezidențiale au fost câștigate de dreapta, deci de președintele susținut de PNL, lucrurile au început să se schimbe, să ia altă turnură în politica. Se implementează ideea că bolnavul va trebui să plătească, bolnavii de cancer va trebui să plătească. Nu. Aici, ăsta iar e un lucru și un cuvânt în legătură, exact asta e pus în piață. Deci, în legea cu pricina apare la articolul 28, un paragraf, care spune așa, în cazul în care refuză, asta înseamnă că trebuie să refuze în scris, și refuză în mod repetat controlul preventiv, pacientul poate să plătească, atenție, cei care au studii juridice înțeleg nuanța, poate să plătească. Legea ea în sine are un articol de felul acesta care prinde beculețul pacientului, domnule, dacă mă pun ăștia să plătesc, iar în normele de aplicare care însoțesc legea ulterior promulgării ei și care sunt elaborate de specialiști, apar nuanțele. Dom'le, când plătește și cât plătește? Plătește sau nu plătește? După cât timp plătește?
În ce condiții plătește? Sunt acum în perioada de întocmire pe baza consultărilor publice. Vom avea din câte... Deci dacă programul nu va fi modificat din cine știe ce motive, că se mai întâmplă, că dintr-o, nu poți să-ți faci programul pe o săptămână întreagă fără să nu te aștepți să... Așa, probabil că la sfârșitul săptămânii vine vom avea la DEVA o dezbatere publică elaborată pe această problemă și la DEVA. Am fost la Oradea săptămâna trecută, am trecut prin Arad, vom fi, probabil că joi vom fi la Constanța și apoi la Timișoara și vine din DEVA în județul Hunedoara, adică cu o dezbatere pe această temă. Este, dragi prieteni, o lege bună, o lege necesară, o lege care ne ferește de suferință și de moarte în chinuri groaznice. Putem evita așa ceva. Dar doar dacă începem să facem prevenție medicală și în orice caz este cu mult mai ieftin. Bineînțeles că suntem bolnavi de suspiciune și pe bună dreptate s-au sifonat o grămadă de bani din sistemele de stat, din toate sistemele de stat. Transparentizarea cheltuielii banului public este fără discuție vitală. Dar este vitală peste tot, nu doar în domeniul acesta. Nu putem expedia orice proiect benefic pentru țară, pe ideea că se poate fura. Păi hai să ne ocupăm, să nu se fure, să ne ocupăm preventiv, să nu se fure, tot de prevenție e vorba, după cum bine vedeți, și hai să se, că, uite, se ocupă organele de stat de cei care nu acționează preventiv. Aș vrea să vorbim și despre legea adopției. Ce puteți să-mi spuneți? Știți cum, aici este, imaginați-vă dumneavoastră, chiar am o cunoștință personală de aflat de situația asta, o bună cunoștință, care se străduiește să adopte familia unui polițist, să adopte o fetiță care a fost aruncată, nou născut fiind, la coșul de gunoi, la ghena de gunoi. Da? E, mama este la aiut, închisă, pentru gestul acesta de a încerca să-și omoare copilul, iar adopția nu se poate face pentru că mama nu semnează adopția, nu-i de acord cu adopția. Ei, lucruri de felul acesta va trebui să le corectăm și încercăm să le corectăm. În plus, față de asta, încercăm să aducem niște beneficii mamei care, familiei care adoptă copilul, în sensul de a beneficia de timp și eventual de bani. Partea proastă este că orice fel de inițiativă legislativă ca să satisfacă prevederile constituționale, trebuie să aibă sursa de finanțare identificată, identificabilă. Nu prea avem sursa de finanțare, deja nu, în momentul acesta nu chiar știm de unde luăm banii, până ajungem Comisia de Buget Finanțe la așa, suntem acolo grămadă pe textul ăsta de lege să vedem cum ne putem strecura în bugetul acesta. Legea este în lucru, să înțeleg. Deci legea este... Când credeți că va ieși? În cursul acestei sesiuni parlamentare, dar vedeți, sunt o mulțime de texte de lege, de amendamente care, nu știu, dumneavoastră, dacă aceia dintre dumneavoastră care sunteți interesați, veți putea vedea că am lucrat 83 de inițiative legislative, ceea ce este totuși o performanță pentru un parlamentar la primul mandat. Deci, oameni buni, aveți reprezentant serios și pus pe treabă în București. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, doamna Carmen. Din păcate, iată, ne ajungi la final. Ce le transmiteți hunedorenilor dumneavoastră, cum îi numiți? Păi, hunedorenilor mei le transmit cam tot ce le transmit de regulă când mă întâlnesc cu ei. În primul rând, să fie sănătoși. Și în al doilea rând, să aibă încredere că orașul nostru merge în direcția bună. Mulțumesc încă o dată, vă doresc succes și să știți că vom fi cu ochii pe noastră. Da, vă mulțumesc că faceți asta. Stimați respectatori, vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simon, rămâneți în continuare cu noi. Numai bine, nu uitați și de cronica hunedoreană.com.